Bine v-am regăsit! Luna trecută, pe 18 august, Neagu Juvara împlinea 100 de ani, prilej cu care Humanitas, editura la care i-au apărut toate cărțile, el fiind un autor care s-a reinventat pe la 70 și ceva de ani, editura deci i-a făcut un cadou, i-a editat 444 de vorbe memorabile, înconjurate de o seamă de scrisori de admirație. Sunt texte de Gabriel Liceanu, de Andrei Pleșu, de Georgeta Filiti, de Pipidi, de Patapievici și lucruri din toată incorectitudinea politică a acestui boier de viță veche, un grădișteanu, texte luate în principal din amintirile din Pribetie și din între Orient și Occident, plus tot felul de interviuri. Neagu, sau cum spune el cu o hâtră auto-persiflare, Moș Neagu, fiind un om care supără în toate părțile și trezește admirații peste tot. Este un om care nu se sfiește să vorbească despre rolul esențial al boierimii noastre, lăudând în egală măsură și conservatorismul și liberalismul, un om care nu se sfiește să spună de cum trebuie să procedăm cu UDMR-ul și cu autonomia Transilvaniei, ne spune noi variante despre a români, despre macedoni, cum li se mai spune, un om care nu se sfiește să își mărturisească sincer vagile simpatii legionare de pe la 20 și ceva de ani, de care l-a vindecat Victor Rădulescu Pogoneanu, omul căruia îi datorează cariera lui în diplomație și mai ales admirația față de democrația, față de parlamentarismul de tip britanic. Un om care ne spune foarte multe despre fanarios, nediabolizându-i, dar nu arătând doar părțile rele. Știe foarte bine să spună și ce au dat bun Ipsilantii, Mavrocordații, Caragea și ceilalți, dar și cum grecii au știut mult timp să sugă din averea națională. Ne spune că astăzi la muntele Athos grecii ne văce astăzi cu un ochi rău pentru secularizarea averilor mănăstire. Și acum eu vreau să vă citesc de la sfârșit, poate este capitolul cel mai frivol din aceste 444 de vorbe, dar este cel care ne doare cel mai mult pe noi acum. Iată, politica și politicienii în România. Noi am avut o clasă politică de foarte bună calitate. O dinastie, precum a brătienilor, nu găsește în toată istoria Europei. Vreme de 100 de ani, o singură familie să-ți dea 6 miniștri și 4 prim-miniștri este un lucru extraordinar. Sau, am niște păreri care s-ar putea să vă șocheze. Artiștii și savanții pot să iasă oricând din talpa țării, dar politicienii buni suc politica din sânul mamei și din cei 7 ani de acasă. Politica se învață de acasă. Suntem guvernați acum de eșalonul 2 al Partidului Comunist. Prin urmare, strategia de imbecilizare sistematică a populației este permanentă. Numai strănepoții lui Adrian Năstase poate vor fi oameni bine. Poate în 2070 se va schimba ceva în România. Dacă aș avea 20 de ani în minus, m-aș prezenta eu candidat la președinție. Dacă aș fi la putere, aș fi un adevărat Vlad Țepeș. Că nu mai pot să-i trag în țeapă, asta e sigur, dar aș înfunda pușcăriile cu toți cei care merită. În fine, alegerea lui Iohannis a fost un accident politic fericit. Să dea Dumnezeu ca forța lui simbolică să se materializeze și în forță politică. Dar dacă rămâne așa mut cum e el, și politica lui va rămâne mută. La revedere!